Culiță Sterp, sancționat dur de către urmăritorii săi din mediul online, după scandalul de la Madrid. Cântărețul și-a suprapus două evenimente. Weekendul trecut, Culiță Sterp a fost chemat să cânte în cadrul unui botez la Madrid. Femeia care l-a angajat să-i a plătit atât lui, cât și restul băieților din trupa sa, cazarea și biletele de avion. Între timp, până să ajungă în Spania, Culiță și-a mai luat încă o cântare, care era fix la subsolul clădirii de evenimente unde avea loc botezul precizat anterior. Iată cât de dur au reacționat internauții, după ce au auzit cele întâmplate. Pe scurt, Culiță Sterp a cântat trei programe la botezul pentru care fusese chemat inițial la Madrid, iar apoi, în pauza sa de o oră, a coborât la parterul clădirii pentru a susține un program mai scurt de 30 de minute. Femeia care l-a chemat pe culiță să-i cânte la botez s-a enervat atât de tare, încât nu i-a mai dat banii și l-a dat afară de la eveniment. Mai mult s-a dus peste cântăreț, la parter, acolo unde avea loc cel de-al doilea eveniment și a întrerupt programul. Urmăritorii lui Culiță Sterp din mediul online l-au criticat dur pe cântăreț, Multe persoane nu au fost de acord cu gestul făcut de culiță, acela de a-și suprapune două evenimente. Mai mult, persoane din industria evenimentelor au menționat că ar fi trebuit să acționeze diferit și că așa ceva nu se face. Când chem pe cineva la botezul tău, tu îl chem ca să fii mândru că ți-a cântat. Și dacă în aceeași zi unul, Ion, te cheamă, îți dai seama că mă oftic că eu am dat 20.000 și vine la tine să-ți cânte pe 2.000. Nu e normal ca femeia aia să se simtă arsă și furată și jefuită. Ați înțeles acum? Era în pauza lui, dar ai contract cu mine. Să-mi și să stai aici, dai autografe, faci poze cu oamenii, poate vor să te întrebe ceva, a comentat o persoană pe tiktok -ei. Unul la mână, doi la picior, să folosim jargoanele lui Țancă, că văd că toți lăutarii fac asta. În primul rând, vreau să spun că am urmărit scandalul ăsta în care spune Culiță că e implicat și că el n-are nicio vină, că el e bărbatul corect. Nu cunosc acele persoane care l-au contractat să meargă să le cânte. Ideea e în felul următor, dacă el a fost băiat isteț în primă fază și și-a mai luat un eveniment într-o altă zi în care era în Spania, cu cazare plătită de persoana respectivă, să presupunem că acolo n-ar avea dreptul persoana respectivă să se supere. Cu toate că frumos ar fi fost să o informeze și pe respectiva persoană că merge să cânte în altă parte și că poate să-i facă o oarecare reducere, că așa era corect. Doi la mână, în timp evenimentului, când ești plătit să cânți acolo, tu iei pauză și pleci la un alt eveniment să cânți. Unde te crezi aici, în vestul sălbatic? Tu spui că ai contract, prin acel contract ai și obligații, nu numai drepturi. Ar fi trebuit să informezi persoanele respective că mergi la un alt eveniment să cânți și dacă ele erau de acord. Având în vedere că mai avea o formație acolo. Cu toate că era posibil ca acea formație să nu cânte frumos și să nu întrețină evenimentul și să fie nevoie să intri din nou tu să cânți. A mai scris o persoană pe rețeaua de socializare, am văzut că scrieți foarte mulți că eu, ca șofer de tir, dacă mai găsesc eu în pauza mea să lucrez la altă firmă, nu știu ce. Nu comparați voi meseria mea de șofer de tir cu contractul lui Culiță, unul la mână. Doi la mână, el de dovadă de nesimțire extraordinară. Filmează oamenii ei și îi pune pe TikTok-ei. În primul rând, dacă erai băiat, îți cereai voie. În principiu, lăutarul cu foarte multă faimă se plătește de cinci ori mai mult decât unul care e mai necunoscut. Eu l-aș da și în judecată pentru faza asta. E denigrare, a mai scris cineva.